luptele continuă cu înverșunare, în special în sudul și estul Ucrainei. Imagini surprinse din satelit arată intensitatea confruntării din insula Șerpilor, unde ucrainenii au lovit o navă de desant rusească din clasa Serna. Atacul din insulă, cândva a României, este o dovadă a importanței strategice a micuței bucăți de pământ care le-ar permite rușilor accesul către Odessa, dar și controlul coastei de sud-vest a Ucrainei. Continuă cu intensitate și luptele de la Azovstal, ultima redută care mai rezistă ofensivei forțelor ruse. În Donbas, militarii ucraineni au distrus un pod de pontoane și mai multe vehicule rusești dintr-un convoi care încerca să treacă frontiera de pe râul Siversky-Donetsk. Serviciile de informații ale armatei britanice au estimat că armata rusă a pierdut blindatele unui batalion tactic. Prezent la reuniunea grupului celor mai industrializate 7 țări, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, i-a cerut într-o discuție telefonică președintului Putin să pună capăt războiului din Ucraina. G7 a discutat embargoul asupra exportului rusesc de petrol, dar și temeri că războiul s-ar putea extinde și către Republica Moldova. We think that Europe's role, the role of the European Union is to respond and keep countries away from war. And that is why we applied for EU membership. We want to get into the European Union. We don't want shortcuts. We are making reforms, but we believe that that's the best answer to ensuring peace on the European continent is to have democratic, peaceful, reformed states. Join forces together, acting together to maintain peace on European continent. La numai o zi după ce Finlanda a anunțat că va cere aderarea la NATO, Suedia a afirmat că intrarea sa în alianță va avea un rol asigurator și stabilizator în regiunea Balticii. Aderarea celor două state nordice la NATO ar pune punct neutralității lor menținută în timpul războiului rece și după căderea comunismului.